ziua, dragii mei! Astăzi v-am pregătit sos de picăței cu inim de pui și mămăligă moale. Vă prezint ingredientele necesare. Într-o cratiță, la foc mediu, voi adăuga 250 de ml de apă rece, 50 de ml de ulei de măsline. În cazul în care nu aveți ulei de măsline, puteți să adăugați orice alt tip de ulei doriți dumneavoastră. O frunză de dafin și sare după gustul dumneavoastră. Vom amesteca puțin și o vom lăsa să fiarbă. Iar acum voi adăuga 650 de grame de picăței amestecați cu inim de pui. I-am spălat foarte bine în apă cu oțet și i-am lăsat să se scurgă foarte bine de apă. O vom acoperi și o vom lăsa să fiarbă la foc mediu timp de 10 minute. Au trecut aceste minute, voi adăuga 2 linguri cu vârf de praf de ceapă. În cazul în care nu aveți praf de ceapă, puteți să adăugați o ceapă mare tocată mărunt, o linguriță de boi aiute, o lingură de cimbru, o lingură de busuioc uscat, praf de usturoi, cantitatea o veți alege dumneavoastră. Eu am adăugat 4 linguri mari de praf de usturoi. Vom amesteca puțin, le vom lăsa să se undească timp de 2 minute la foc mediu, amestecând continuu. Au trecut 2 minute, voi adăuga 300 de ml de apă rece, voi da focul tare, voi amesteca puțin și voi scoate frunza de dafin. În acest moment o vom lăsa să fiarbă, apoi voi adăuga 3 linguri de pastă de ardei. În cazul în care nu aveți pastă de ardei, puteți să adăugați un ardei gras roșu tocat mărunt, 800 de grame de pastă de bulion. Vom amesteca foarte bine și 250 de ml de apă rece. Vom amesteca, vom gusta pentru a vedea dacă am obținut gustul cel dorim. Eu am obținut gustul cel doresc, dar cum pasta de bulion este ușor acidă, voi adăuga o lingură rasă de zahăr normal. Vom amesteca foarte bine, vom da focul la minim, îl vom acoperi și din acest moment fiecare va lăsa acest sos de ficăței cu inim de pui să fiarbă până ce va obține consistența ce o dorești. Vom amesteca din când în când, iar în momentul în care voi obține consistența ce o doresc, voi continua cu rețeta. Într-o oală am pus 1 litru de apă cu sare și le-am lăsat să fiarbă, deoarece voi face mămăligă la acest sos. Eu nu voi face o mămăligă tare, voi face o mămăligă mai moale. Pentru 1 litru de apă, eu voi adăuga pentru început 250 de grame de mălai. Mălaiul ce-l folosesc este foarte fin. Cantitatea de mălai ce o veți adăuga pentru a face această mămăligă depinde de cât de fin aveți dumneavoastră mălaiul. Vom adăuga puțin câte puțin din mălai în momentul în care vedem că apa a început să fiarbă. Lăsăm focul la mediu, vom amesteca foarte bine cu un tel pentru a nu face cocoloașe și îl vom lăsa să fiarbă la foc mediu timp de 5 minute, amestecând continuu. Au trecut 5 minute, cum eu doresc o mămăligă moale, nu voi adăuga mălai în plus. Voi da focul la minim și o voi lăsa să fiarbă timp de 15 sau 20 de minute la foc minim. În cazul în care doriți să aveți o mămăligă mult mai solidă, în acest moment veți adăuga cantitatea de mălai ce o doriți dumneavoastră. Pentru o mămăligă solidă, la 1 litru de apă, adăugați 300 sau 350 de grame de mălai. Așa cum v-am spus mai devreme, cantitatea de mălai depinde de cât de fin este mălaiul ce-l aveți dumneavoastră. După aceste minute voi continua cu rețeta. Voi verifica consistența sosului. Sosul are consistența ce o doresc, este suficient de solid. Voi stinge focul și voi aștepta ca mămăliga să fie gata. Din când în când amestecăm foarte bine în mămăligă, apoi o vom lăsa în continuare să fiară. Au trecut 15 minute, am obținut consistența ce o doresc, în acest moment voi stinge focul, iar cât mămăliga este caldă, voi adăuga pe un platou, iar lângă mămăligă vom adăuga sos.
Sau putem să adăugăm într-o farfurie, mămăligă, apoi sos. Vom presăra puțin pătrunjel uscat și o vom putea servi. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă invit să încercați și voi această rețetă.